Ziua de 9 martie aduce an de an în casele creștinilor ortodoxi sărbătoarea sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Potrivit tradiției, în această zi gospodinele prepară mucenici, care pot fi pregătiți ca un aluat în forma cifrei 8, uns cu miere și presărat cu miez de nucă sfărâmat sau fierți în apă cu esențe și nucă. Pui nuca la fiert cu apă cu zahăr, după ce a fiert nuca, adaugi covrici. Dacă faci din aia de cocă, îi pui odată cu nuca la fiert. Zahăr, lămâie, vanilie. Noi facem bradoși. Că de pâine. Îi facem așa împletiți, cu nucă, cu miere. În piața centrală, ingredientele principale pentru pregătirea mucenicilor se găsesc la câteva tarabe. Un kilogram de miez de nucă pornește de la 40 de lei și ajunge la 45 de lei, iar prețul unui borcan cu miere este cuprins între 10 și 18 lei, în funcție de gramaj. Comercianții spun că giurgiuvenii au început încă de duminică să cumpere produsele necesare pentru a prepara mucenicii. Zilele astea au cumpărat. Au pregătit. O parte, alții mai fac astăzi. Să face și înainte și după. Dar esențial e ziua de astăzi. Indiferent de modul de preparare a mucenicilor, aceștia se împart la rude, vecini, oameni sărmani, pentru pomenirea celor morți, dar și pentru belșugul viitoarelor recolte.